Gazul, carburanții, materialele de construcție și alimentele s-au scumpit foarte mult în ultimul an. Statisticile oficiale arată că prețurile medii de consum au crescut în ianuarie cu peste 16% în comparație cu începutul anului 2021. Cel mai grav este că tăvălugul scumpirilor nu se oprește aici. În februarie, indicii urmând să crească și mai mult. Biroul Național de Statistică arată că cel mult cu 21% s-au scumpit produsele alimentare. De exemplu, luna trecută, prețul legumelor a fost cu 59% mai mare decât în ianuarie 2021, ouăle s-au scumpit cu 36%, iar uleiul cu 28%. Pâinea a înregistrat o scumpire de 16% în ianuarie față de începutul anului trecut. Cifra este deja mai mare din moment ce în februarie produsele de panificație ale întreprinderii Franzeluța s-au majorat în medie cu 27%. Carnea s-a scumpit cu 15% și tot cu atâta și fructele. Au fost majorate prețurile și pentru lapte și zahăr cu 14% și respectiv 13%. Până nu demult, piețele aveau mai puțini cumpărători din cauza pandemiei. Acum, printre tarabe, bântuie un alt virus, cel al prețurilor mari. Desigur că s-a scumpit. S-a scumpit. Cât costă carnea de vie? Cei mai scumpă 140, cei mai ieftină 70. Cumpără oamenii? Ce zic? Nu prea. Puțin cumpărători. Domnule, bătrâni nu cumpără, sărașii. Cumpără și mai ieftin. Scumpit o leacă, da. Castraviețe, roșele. Dacă ieri erau 35, ăsta 45, azi 50. Și roșele tot așa, 35-40. Dar fructele? Fructele tot se scumpit. Erau, cum vindeam la anul nou, cu 18-20, am 25. Mai puțin cumpărători? Puțin, mai puțin. Cu o pensie medie care a crescut în ultimul an de la 2100 de lei la doar 2578 de lei, vârstnicii cu greu reușesc să-și cumpere alimentele necesare pentru o imunitate bună. Ceni ужасне, що сказати. Нічого не дозволяю. Видите, уже 10 раз обошла вот так. Смотрю, где що дешевле. Та мені скумпи тот. Ну, поч кумпири, а то foarte раж, dacă ei niște subproduct, este niște gâturi de la găini și mai faci o supă acolo ea. Nu. Пыни, кашуцы, ши, яка моей фрукты. Свекла есть, но раньше 6 лей, а сейчас 11 лей. Свекла, люди, борщ, жена, как чтоб молдавский борщ не кушать. Это мясо даже не спрашивал, потому что денег нету, скажу честно. Со скумпит мерли у нас примурын. А то ли со скумпит картофли. Erau 4 лей, mai mult. Морковь era 4 лей, мы 11-12 лей. E scumpă, dar dacă nu ni se dă pensia cum trebuie, și dintr-o 1500 ce luăm? Nu luăm nimic. Pâinea s-a scumpit, o macaronă s-a scumpit, un pachet de hăinine era 11 lei, 12 lei, mai 17 lei un kil de hăinine. Deci nu știi cum aici trăiesc mai departe. Ouăle la noi în sată 30 lei în magazin. Și acum, e foarte greu de trăit, foarte greu. Nu știu ce să mai gândesc. Așa e de sus. Gândesc mă pentru dânsul, să le ridice leapa și nică nu fac. Leapa i-am bătat. Pe lângă mâncare, moldovenii sunt nevoiți să plătească mai mult și pentru mărfuri și alte produse nealimentare. Statistica arată că în ianuarie prețul pentru combustibil, adică benzină, motorină, gaz lichefiat, cărbun și lemne, a crescut cu peste 32% față de luna ianuarie 2021. Materialele de construcție s-au scumpit cu 26%, iar îmbrăcămintea și încălțămintea cu câte 10%. Și prețul pentru medicamente s-a majorat într-un an cu peste 5%. Majorări vertiginoase au fost înregistrate și pentru serviciile prestate populației. Prețul la gaz a atins cote istorice și s-a scumpit cu 131% în comparație cu începutul anului trecut. Plățile pentru întreținerea locuințelor au crescut cu 25%, iar tarifele pentru încălzire cu 20%. Și în alimentația publică și transport s-au înregistrat majorări de 12% și respectiv 8,5%.